Polițiștii de frontieră din Sighetul Marmației au descoperit și confiscat peste 12.000 de pachete cu țigări ce urmau să ajungă pe piața neagră de desfacere din zonă. Ieri la Câmpul Lung Latinsa, în apropierea frontierei de stat, mai multe persoane transportau spre interiorul țării colete voluminoase. Acestea au ignorat somațiile și abia după ce au fost trase 6 focuri de avertisment, au abandonat marfa și au fugit. Valoarea capturii depășește 110.000 de lei. Centrul județean Apia Maramureș anunță că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată este data de 15 mai și invită fermierii să se prezinte la data și ora programată. Ioan Florin Urs, directorul instituției, informează că cei care nu depun cererea unică de plată pentru anul 2017 riscă să nu primească plăți directe nici din fonduri europene, nici din bugetul național. Aproape 400 de locuri de muncă sunt disponibile la această dată în județul Maramureș. Cele mai multe oferte de angajare sunt pentru tâmplari, șoferi, confecționari, ospătari și operatori pe mașini cu comandă numerică.